Cinci bărbați și două femei din satul Derșida au ajuns în vizorul procurorilor la scurt timp după ce au revenit în țară. Potrivit anchetatorilor, ei s-au întors în România în 27 martie, din Italia, iar la punctul de trecere a frontierei Borș i-au mințit pe polițiști spunându-le că veneau din Olanda. Toate acestea pentru a nu fi duși în carantină și pentru a putea beneficia doar de măsura izolării la domiciliu. Planurile lor au fost dejucate însă de către oamenii legii, astfel că în cursul zilelor de sâmbătă 28 martie și duminică 29 martie au fost plasați în carantină împreună cu alți opt membri ai familiilor lor. Cei șapte sălăjeni vor răspunde în fața instanței, dosarul aflându-se pe masa magistraților din Șimleu Silvaniei.